niște probleme. Da, într-adevăr. Să luăm cu începutul poveștii. Această internare a survenit în urma unui echipament de protecție neadecvat la o anumită firmă de livrare. I s-a dat o cască cu două numere mai mari și mai departe el a refuzat să primească și o cagulă de protecție. Lucru care l-a afectat destul de mult în condițiile în care în cască s-a produs un curent de aer care mai departe acel curent i-a afectat măseaua. Practic, ceea ce se vede aici s-a produs de la o simplă infecție de măsea netratată corespunzător. A ajuns la urgență cu un acces dentar destul de sever. Medicii care s-au ocupat de el în prima fază s-au ocupat dumnezeiește în condițiile în care l-au operat, i-au implantat un furtun de drenaj pentru a-i scoate toată infecția din corp. A fost ținut sub supraveghere, așa cum au știut ei mai bine. Inclusiv i-au pus lângă el aparate de monitorizare pentru a fi sigur că nu se sufocă sau ceva. Ca mai apoi să aibă o a doua intervenție chirurgicală pentru scoaterea măselei care a produs acel acces dentar. După a doua intervenție chirurgicală a fost externat undeva cam la 2 ore și aici deja încep să apară anumite semne de întrebare. De ce a fost externat atât de devreme, în condițiile în care infecția nu fusese tratată complet, nu se retrăsese toată infecția? Și mai departe, cu o infecție netratată complet, omul s-a dus spre casă ca mai spre seară să înceapă să se simtă rău. Daniel al nostru s-a dus la urgență, unde i s-au recomandat niște antibiotice destul de slabe, destul de comune, pe care le ia orice om de rând. Alcocalmin și aulin. Ce antibiotice i s-au recomandat? Ce medicamente? Stai așa, alcocalmin și... Bun, niște medicamente cât se poate de slabe, cât se poate de comune. Apoi a fost trimis acasă. Spre seară a început să acuze anumite senzații de sufocare. Sora lui a chemat ambulanța. Ambulanța, din vari motive, a venit destul de târziu. Între timp, sora și colega lui de apartament au început să declanșeze manevrele de resuscitare, deoarece Dan deja era aproape pierdut. Ambulanța, când a sosit, nu a făcut altceva decât să constate decesul. Mai departe, decesul a survenit în urma unui edem glotic. Practic, i s-a blocat respirația din cauza acelui edem și nu s-a mai putut face absolut nimic. Asta din cauza că nu a fost tratat la timp.